Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog, nu știu cum să stau așa. Este destul de seară din câte vedeți. Cum ne pornim spre Elveția cu mașina, o să fie un drum foarte lung și distractiv. Înainte să încep, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine aceste două daily vloguri. Și da, al doilea daily vlog momentan încă nu l-am terminat de editat, ceea ce e destul de frustrant. Sper să pot să le editez pe drum, Doamne ajută, oricum nu mai am foarte mult și o să-l uploadez tot pe la prânz o să apară, oricum deja a apărut când voi vedeți video-ul ăsta. Dacă n-ați văzut cele două videoclipuri pe care le-am făcut până acum, puteți să o faceți înainte de a-l vedea pe acesta. Cam atât am avut de spus, cred că putem să pornim la drum. Au trecut vreo 12 ore de când am vorbit ultima dată. Am ajuns în Elveția. E 9 dimineața, mor de somn. A fost un drum super. A fost un drum super lung. A plouat foarte mult și acum nu știu ce facem, o să căutăm o bancă să schimbăm niște bani. Și e foarte frig. Și am găsit o parcare de biciclete. Ceea ce mi se pare super super tare. N-ai să vezi ceva așa am la un București sau în alte orașe. După câteva ore de mers cu mașina, am ajuns și noi la un lac. Sunt foarte obosit că am dormit mult. Îi zice Lac Gruyère. Și e foarte mișto pe aici. Acolo e lacul. Aceasta suntem noi. Super priveliștea, ce pot să spun. Acum cred că o să mâncăm ceva. Magazin de suveniruri. Cred că e cel mai frumos peisaj pe care l-am văzut până acum.
Bun, deci în final am ajuns și noi acasă, suntem la casă la un prieten de familie, nu, un prieten de-al lui tata, un coleg de-al tata de serviciu care stă în Elveția. E super mișto aici, suntem în curte și vedeți ce avem în spate și aici încă un munte. E super, super, super frumos aici. Îmi pare super, super, super rău că vlogul de azi a fost atât de scurt, doar că am fost foarte mult pe drum, deci am plecat aseară la 9, am ajuns aici la 9, dar n-am ajuns aici, am ajuns la intrarea în Elveția la ora 9 și ne-am mai plimbat, am mai vizitat și acum am ajuns, e undeva la ora 7, aproape 8 și am ajuns acasă, trebuie să termin de editat vlogul de ieri, apoi să editez și pe ăsta și după nu știu, dar uitați-vă cât de frumos e în spatele meu, nu mai pot. Sper că v-a plăcut acest vlog, îmi pare rău că a fost atât de scurt, dar n-am avut ce să fac. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!